Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Ana Alescu! Nu! Ah, frământă-mă! Bună seara! Săruna! Lungă a fost așteptarea, doamne Mihai! Of! M-am tot gândit. Și m-am tot gândit. Când am să vin la Umor, mi-am propus să fac glume. M-am uitat între timp în oglindă și m-am gândit la Mihai Bendeac. Haide, mamă, ce rușine a dracu, mamă. Ce fai de capul de zi? Mă gândeam la Mihai și în tot acel răstimp realizam ceva. Nu are rost să dau tot materialul acela bun, ăla prețios, pentru că oricum nu poate fi atent în condițiile în care e foarte, foarte îngrijorat de salivă care îi se scurge pe cămaș. Mâncarea în general, uite, când ea este făcută de un bucătar șef, de exemplu Sorin Bontea, de foarte multe ori are o directă legătură cu COVID-ul. Nu prea are miros, nu prea are gust. Uitați-vă și voi ce se întâmplă. Comisia de validare a numărului. Eu, Mihai, Delia, deci Chelu, eu gătesc foarte bine. Eu mă pricep? Și nu mă refer aici la mâncare. Mă refer la lingerie intimă. Nu mai face chestia asta. Nu, te rog. Te rog, mai târziu. Cred că Mihai nimic nu înțelege. El e acolo în... Ana Alescu la Ai Umor. Dramă, senzualitate, încărcătură emoțională, diva frământă cocă, diva miaună, diva zâmbește, diva atrage. Am auzit că soția lui Dan Badea este foarte pudică. Și pe cât de pudică e ea... Am auzit că și el ar fi așa un pudelaș. Dar lumea vorbește, mă. Prostii. Da. Să revenim la mine. Eu sunt o fată muncitoare, o fată foarte simplă, Mihai. Observ. Dragă de el, domnule. Eu am privit-o pe Ana Alescu în această seară ca pe o viperă. În timp ce frământa aluatul, senzual și te privește în ochi și bam, 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 te hipnotizează. Te e ca șarpele, ca. Și nu mai știi de tine, uiți. Am să spun că uneori mă agit foarte tare. Și eu știu de ce mă agit. Și eu știu cine mă agită. Asta ca un șoricel de la așa și asta mai... Trust in me. Trust in me. Close your eyes. M-am deshidratat un pic. Da. Ai uitat ideea? Da. Ard în flăcări. Să vină în coala mama. Și ăsta că acolo nu mai ești. Nu, voiam să spun că mă încearcă alte gânduri acum. Mihai. Da. Te rog. Mihai. Ce? Nu, te rog să nu faci astfel de declarații. Acum, aici, în prezența mea. Ar trebui să vă potențați unul pe celălalt, nu să vă încurcați. Încearcă să fii folositor la ceva. Fă ceva, nu sta ca tâmpitul aici. Stai și încurci. Bine, Mihai a dat până la un punct cu hipnoză și apoi a dat cu regresie, nu știu cu ce, cu alte probleme psihotronice. Jur că nu mai întrerup? Nu, Mihai, mie îmi plac intervențiile tale foarte mult. Uneori, este foarte important să nu te superi. Și o să mergem minunat împreună de mână și o să privim în aceeași direcție. Auzi. Delia știe. Ce dracu știe? Aoleu!
Se joacă cu debla. Uite, cu Delia am petrecut foarte mult timp cândva în tinerețe. Am urcat dealuri, am mâncat munți și ne cunoaștem foarte bine. Știm unele lucruri una despre cealaltă. Mă bucur, ce să zic. Am putea să ne împărtășim, dacă vrei, Mihai, într-o seară, eu și cu Delia. La ce biserică? La Schitul Lespezi. Eu mă duc acolo unde mă trimiți, Mihai. Ia auzi, vezi? E în direcția opusă. Da, dragul de tine, Mihai. Dar spune-mi. Vreau, nu mai, Delia, nu mai insista, nu mai insista că l-a obosit, mă, lumea l-a obosit, mă, l-a istăvit. Mă, în mod normal trebuie să-l iau așa frumos, să-i fac un masaj, să-l întreb, dragul meu, ce mai dorești, dacă-ți place ce gătesc, dacă-ți place cum am îmbrăcat, să-l iau ușor. Păi da, eu știu ce vă încurcă, stai mă. Cine încurcă pe cine? Nu știu, ar trebui să... În primul rând să te relaxezi, să ieși din tripul ăsta. Corect, corect, Mihai. Relaxează-te, Mihai. Vrei să vii până la mine? Eu aș putea, fii atent. Da, poți să masezi. Asta. Un antebraț? Du-te, mă, Mihăiță. Ana... Să... Cervicala, mă pricep perfect. Poți să te ascult de aici. Ok. Bă, cum să zici, mă, 7000 de ori, de 1700 de ori aici? Ana Lescu, mama, Ana Lescu, doamne, când a venit, doamne, când a venit-o? O amintește, în topul picioarelor perfecte, în topul celor mai frumoase corpuri, femei, chipuri, tot ce vrei tu. Viața ta n-ai pupat tu și gospodină, și sex appeal, și directă, și curajoasă. El nu a cunoscut, n-a avut tiparul ăsta până acum. Pentru el a fost șocant. E ce nu cunoști, te sperie. Mie-mi place, uite, această domnișoară deține uneltele atracției, model rusesc. Consider că este genul de femeie care joacă pe degete bărbații mai slabi de îngeri. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest compliment. Nu-și bate nimeni joc de tine, maestre. Așa sunt femeile din Republica Moldova. Dar ce e atât de desperiat la ea? Adică de ce tremură bărbații în fața ei? Lapte și miere, atunci trebuie să fii atent că strici dinții. Te-ai blocat așa, ai rămas, stai așa, stai de 5 minute, stai, fă ceva. Cum ești, mie să te mănânc, jur. Of, să mai bea puțin apă, să mă hidratez, că gurița mi se usucă. Băi, femeia asta știe ce înseamnă să fii femeie. Cu adevărat. Lui nu-i plac femeile care știu ce înseamnă să fii femeie. Lui plac femeile extrem de vulnerabile, de neștiutoare, de neajutorate. A văzut-o Mihai cu o mâță pe aia. S-a pus în colț. Da, nu. Mihai. Eu. Vreau să spun că atunci când gătești, eu? E ca și când ai face un duș. Trebuie să ai mare grijă de toate părțile pe care pui mâna. Tot încerca să-l atragă în conversație. A încercat să facă această punte, da? N-a avut cu cine în seara asta, din împăcată. Mihai a fost lemtănase. Băi, stai așa un pic. Nu, tu mă enervezi în momentul ăsta. De ce nu intri în acest joc? Că fata ți arată decență momentan. Păi da. Dacă s-au zis ca și Kiro. Hai, frate, fă ceva. Hai, păi da, nu mai mă cred, băi, cât fă ceva, măi, cât să-mi vârte omul, n-a luat acolo, bă, nene. Ți-ai dorit? A venit, maestre. Mihai? Uite că... Tu m-ai dorit aici? Da. Da. În viu. Nu că te-a dorit. Fiert, de câteva sezoane, este topit, numai asta ne spune. Let's go! În fiecare zi, în fiecare dimineață, la fiecare testimonial. E prima abatere, maestre, hai să ne jucăm. Deci nu cred asta. Iar acum este în stare de șoc, este vrăjit de ceea ce vede și ceea ce aude. Vrăjit. Nu știe să reacționeze. Nu știe. Băi, jur, spune-mă, vorbește. Sunt colegul tău, te rog. Băi, m-am deocheat, jur, m-am deocheat. Nu. L-a deocheat Analescu. Mihai, liniștește-te, te rog, tragi aer în piept și ascultă-mă. Așa, perfect, gata.
Băi, măcar, deci, înainte să pleznesc, să-mi crească tensiunea, să am această curiozitate. Tu, efectiv, când vorbești cu un bărbat, nu știu, la o primă întâlnire, așa vorbești? Așa vorbește. Fac pariu. Toți bărbații se plâng că femeile nu o mai ard așa cu neacă. Înțelegi? Care-i problema? Miau, miau, mârmâr, să facă și mâncare ce mai vrei. Nu poți acuza o femeie dreaptă că își folosește aturile în relația dementă cu bărbații. Adică cum? Fiecare se joacă cu lopățica pe care o deține. Dacă când trebuie să plătești lumina, cum dracu faci, așa? Că te curentul, așa faci când plătești lumina? Am consumat mult. Exact. Măi, dar Delia știe exact. Am rămas blocate prin munți, pacur. Am dus-o la vârful omul. Și așa era aia pe munte? Așa era. Uite, când mergeam așa, hiking-ul ăla era numai așa. Așa? Nu pot să cred. Uite, pe munte eu așa merg. Cu rucsacul în spate. Când mă duc. Băi, Ana, și dacă ar fi apărut un urs și te alerga, cum alergai de urs? Ha! Ha! Așa face pe moarta. Exact. Există urși care îngroapă victima ca să o mănânce ulterior. Vedeți, cunoaște comportamentul de bază al urșilor. Băi, bun, era un moment de roast care, nu știu, s-a încheiat, nu s-a încheiat? Nu s-a încheiat, până nu te joci. Corect? Nu, eu nu am terminat și e important. Unele femei termină la Sfântul Așteaptă. Trebuie să acceptăm asta. Cât mai freci cocaia, Doamne, mâncă. Să crească, Mihai, să crească. Corect. Dintr-una în alta. Exact. Întotdeauna. Am terminat. Doamne, ajută în sfârșit. Suntem și noi bărbați, hai. Nu m-ați ajutat cu nimic. Normal că nu suntem în stare, Mihai. M-am descurcat singură. Of! Puteți, dragii mei, să serviți? Și dacă ar fi fost Smiley aici, în zonă, ar fi spus... Gina e servită. Hai, mă! Câte emoție mi-ai dat, Mihai! Doamne, ferește-mă! Bine, că ăsta nu se mișcă de aici, sfios. Mare treabă, du-te tu, măi! Bravo, Delia! Milioane, du-te tu, mă, mamă! Bună seara! Bună seara! Măi! Bună seara! Bună seara, bună seara! Uite-l, mă, cum stă așezat! Da, mă, n-are, ia uite! Și când a venit să uita la ea, a rămas înțeprit pe scaun. Nu-s aici, nu-s aici, nu-s aici. Da, măi, brain freeze, brain freeze. Mihai? Mihai? Nu știm dacă s-a supărat, s-a enervat, s-a înșel că a ieșit frumos, așa, fără să spună nimic. Și s-a dus. Pussy! You pussy! Ce dus a fost? Senzațional. Mi se pare că văd o telenovelă. Nu știu, unde este Mihai? S-a Mihaiția! Crezi că s-a supărat? Către lumină, nu. Nu s-a supărat, s-a amețit, dar s-a dus să-și dea cu niște apă să-și revină. Frate, sunt extraordinar de timid. Nimeni nu mă crede că sunt fabulos de timid. Asta, unul la mână, doi la mână. Nu suport momentele în care toată lumea dă imbold femeii să fie stăpână pe situație. Eu cred că un bărbat care lasă o secundă controlul din mână nu e bărbat. Nu suport că o femeie să aibă control. Nu există în istorie o femeie care să fie atrasă de un bărbat pe care cel puțin o secundă l-a controlat. Și nu suport asta. Nu, mă, lasă că e bine, să fie bărbat. Foarte bine. Bine că știe ce vrea. Ce se mai poate întâmpla? Dar ce e cu ritmul ăsta? E alert. Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru Marian Drăgulescu! Salutare, dragilor! Salutare! Mă temeam că nu cumva să nu mă văd datorită acestui pupitru destul de înalt, dar sunt ok. Bă, totuși vă dați seama despre ce vorbim? 31 de medalii olimpice. 31. His signature vault. Oh! Oh, hello. That's perfection. Tell you, that was amazing. Olimpice. Bă, olimpice. 31. Și atenție, 31 de medalii olimpice înseamnă cel puțin 100 de medalii, per total. Dar poți să cuprinzi faptul că are 40 de ani și este în activitate? Ca gimnast? Soră, Marian Drăgulescu este ca regina Elisabeta. Eu cum am dau seama? Marian Drăgulescu este de când mă știu. Da, da, exact. Șură, deci eram puști
Și era Marian Drăgulescu, înțelegi? Doamne, maica Domnului! Sunt Marian Drăgulescu, practic gimnastica de performanță și am venit astăzi să spun un roast. Sincer, nu îmi plac prăjelile și nici răutățile, dar de când sunt în cap am mai căzut și la gimnastică, așa că am acceptat această provocare. Bravo, Marian! Vreau să vă spun că eu nu prea mă uit la televizor, însă de când a început emisiunea aceasta, chiar nu mă mai uit deloc. Nu că nu mi-ar plăcea, dar m-am pregătit pentru europene și pentru olimpiadă și când nu m-am pregătit, am preferat să nu mă enervez. Eu semăn cu Chelu, amândoi avem puțin peste 40 de ani, suntem în 2021 și ar fi trebuit să ne retragem de prin 2008. La europene am luat locul 4, loc pe care Mihai îl ocupă în ierarhia actorilor. Pentru că eu cred că există un clasament, cel puțin pentru mine. Întâi vin mari actori, după aceea actorii acceptabili, cei mediocri și imediat după, Mihai. Mulțumesc frumos, mulțumesc, Maria. Delia, pe tine te iubesc. Te-am văzut la Asia Express. Bravo! Ești o jucăușă și nu e viața în serios, ca alți colegi. Și te rog să nu mai asculți oamenii care spun că ai ochii prea mari sau nasul prea ascuțit sau că ai început să te îngrași, pentru că tu singură știi deja lucrurile acestea. Dar încrederea pe care o ai în tine este fabuloasă. Să decizi ca singurul lucru pe care îl faci de Halloween e să nu te machiezi, mi se pare genial. Vorbe alese, domnule, vorbe alese. Glumesc, ești o femeie foarte frumoasă, cu multă sensibilitate. Uneori ai niște crize dubioase, dar orice bărbat ar vrea să te aibă în viața lui. Și aici cu tine vorbea Mihai. Pe de altă parte, eu sunt doar un sportiv. Uitându-mă la trupurile voastre de șezătoare, îmi dau seama că voi nu prea sunteți. În mod normal, ar trebui să vorbesc în acest roast despre sportivi, dar ei au făcut ceva important pentru această țară, așa că voi continua să vorbesc despre voi. Bravo! L-am auzit pe Dan Badea cântând, cred că ar trebui să participe la Eurovision. El are ceva din femeia fără barbă. La Copot e altceva. L-am urmărit la Animal X, l-a te cunosc de undeva, dar nu l-am auzit cântând niciodată. În sport, noi ne pregătim toată viața pentru medalia de aur. Și băiatul meu, în vârstă de 14 ani, Richard, face tot gimnastică. Bravo! Încalcă pe urme. Este foarte talentat. Dar societatea în care trăim te schimbă. Nu prea ne mai exprimăm sentimentele. Abia zilele trecute mi-a spus că e mândru de mine și el se referea la faptul că vin la umor. Vezi? Poți să fii campion în viață, dar până nu te amesteci cu oamenii obișnuiți, nimeni nu te iubește. Sunteți cu toți niște campioni și sunt mândru să fiu aici. Sunt Marian Drăgulescu și dacă am venit la umor, e ca și cum aș fi fost la Olimpiada de televiziune. Da. Mulțumesc mult pentru ascultare și înțelegere și să ne vedem cu bine și sănătoși. Mulțumesc încă o dată. Marian, stai o secundă. Sunt foarte curios de o chestie. În primul rând, bună seara, că până acum doar așa un pic. Tu e cineva care are peste 40 de ani și în mod evident în ultimii 20 de ani, dacă nu mai mult, a participat la o groază de concursuri, olimpiade și așa mai departe, europene, mondiale. Bă, cum poți să aibă atât de multe emoții stând la un pupitru în fața... Sincer, mă simțeam mai confortabil să fac un exercițiu de gimnastică decât să vă vorbesc vouă. Plus că nu vă cunosc atât de bine, prietenii voștri mi-au dat câteva sugestii. Nu a fost tocmai... frumos să vin eu să fac rost în fața voastră, așa ba, da, că a fost foarte frumos. Încă o dată... Să știi că îmi reconfirm încă o dată că adevărații bărbați sunt oameni fragili și vulnerabili și care, bineînțeles, au emoții. Mulțumesc mult! Mulțumim! Frumos! Mai bine! Felicitări, maestru! Și mergem pe stradă. Se mărită mola mea, nu știu doar de ce-i cu ea.
aici, pentru fără relaxare. Și stație la Liseanu, stăteam și citeam ziar. Sunteți foarte stresată. Doriți să dansați? Și-am văzut trecând o flotă ca după ultima modă. Domnișoară, domnișoară, ce modă mă vreți din seara. Uite de la surpriză! A? Suntem toți studenți ai vieții. Mulțumesc! Respect! Vă iubesc foarte mult și felicită pentru tot ce faceți. Termină. Și am venit să vă spun câteva lucruri. Deci este și o parte de... Luăm loc? N-am să fiu răutăcios. Nu? Vreau să vă spun câteva lucruri, în primul rând, despre cariera mea. Dar am înțeles că s-ar putea să vă facă rău asta. Să auziți că mai are și altcineva succes în afară de voi. Și nu vreau să vă supăr de la bun început. Deși multora nu le plac țiganii, sunt doar câțiva care au răsunat lumea asta. Nu știu dacă știați că Charlie Chaplin a fost țigan, Rita Hayworth, Bill Clinton, Elvis Presley, Michael Caine și mulți alții. Bill Clinton? Da. Și inclusiv Monsieur E.C. Jumătate habar n-aveam că au fost țigani. Tu știi, Ioarna, că Bill Clinton a fost țigan? Monsieur E.C. este... tot un țigan care a terminat primul Berkeley, care a câștigat primul premiu Grammy și care a colaborat cu Joe Cocker, James Brown și încă o serie de artiști. N-am venit aici să vă prezint CV-ul meu ca să vă umplu de invidie, dar ca să mă trag puțin mai în jos, să înțelegeți, de exemplu, am un prieten la meu în trupă, pe care îl știți și voi, Mircea Vijelie, care cântă cu vocea, unchiul Vali. Am luat cu noi la un moment dat în autobuz o tipă foarte mișto, care era înfocată după trupă. Din punct de vedere muzical, m-ați înțeles voi. Da. Cum să urcă în autocar, Mircea voia să facă o impresie bună. Și a stat timp de 45 de minute să uita pe geam. Și mă uit la el, Mariana, băieții erau acolo toți și zic, Mircea, dar ce se întâmplă? Și el, te rog. Iarăși, Mircea, ce-i? Și el spune, îmi plac peisajul. După cum bine știți, e un muzicant extraordinar, un muzician, doar că el... să uită la fiecare femeie care vine după noi, cum să uită exact domnul Bendeac la fiecare concurentă care e aici, ca un canibal, adică ar sări pe ea. Aproape tot. Delia, tu e sora mea, știi că te iubesc, suntem prieteni de 10 ani de zile, sunt prieteni cu maică-ta, dar nu știu ce s-a întâmplat. Așa de atentă ți-a spus maică-ta să fii, încât zbelești ochii la orice. Da. Bine. Luați-vă de ochii mei, mă. Așa. Vă știți cum e cu turneele și tu știi cum e cu turneele. Da. Și am ajuns în Japonia după timp de o săptămână unde promotorul era un super tip și ne-a dat de mâncare doar sushi în fiecare zi. Băieții de la mine din trupă care erau leșinați după săptămână și-au găsit singur o butelie în târg și noaptea la 4 dimineața au prăjit în hotel la etajul 40 pipote și ficăței. Hai, România! Au început să fugă toți din hotel, zicei că sunt telespectatorii de la Ai Umor. Au rămas. Sunt foarte multe de povestit. Cu trupa mea vă dați seama, dacă am avut turnee în peste 50 de țări, avem 1 milion de povești, dar nu aș vrea pentru următoarea perioadă să-i dau lui Badea tot show-ul meu, să-l aibă el, să spună mai departe, vă dați seama. Și nici n-aș vrea să fiu un specialist, cineva care se uită la Dila cum cântă operă sau la Chelu cum cântă orice altceva, sau Șerban Copos să învețe să cânte. Corul vânătorilor.
Mihai, știu că și tu ai avut o experiență cu o țigancă. Am citit în cartea ta. Da. Prima tagagica a fost o femeie țigancă fără dinți. Deci, vorbind o profesionistă adevărată. Nimeni nu-i perfect. Sacrificiile meseriei. Corect. Atât am vrut să vă spun, vă mulțumesc mult, Delia, îmi pare rău că ți-ai luat casa aia, deja ai probleme cu acoperișul. Bine că n-ai probleme cu burlanele, care ar fi fost puse de țigani. Olo! Mihai are și problemă cu masarda. Chelu e ok, n-are niciun fel de problemă, e ok. E ok, e ok. Vă iubesc foarte mult, vă respect și vă doresc mult succes înainte. Mulțumim! Bravo! Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Ecaterina Andronescu! Bună seara! Sărmâna! Să știți că sezonul acesta încă n-am pupat nimic. Am vrut să... Sărmâna, sărmâna, bine ați venit! Da, ce apariție! Da, așa da! Măi, și elegantă! Rafinată, cu cunoștințele la purtător, fără... A venit ea să intre cu bocanci în viața cuiva, să zică rele, nu. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mărturisesc că, din punctul meu de vedere, este cel puțin o nechipzuință să vin aici. Așa încât, pentru a încerca să mă conving, pentru că cea care m-a invitat, colega dumneavoastră, n-a renunțat, am încercat să găsesc argumente. Primele argumente au fost să vă cunosc pe dumneavoastră. Pe doamna Delia Matache am văzut-o de multe ori în regie atunci când cânta la balul bobocilor studenților din Politehnică. Și de atunci o admir mereu, deci oarecum o cunoșteam din viața publică. Te știi cu doamna Andrăvescu, înțelegă de mult. Te știi când cântai la balul la Politehnică. A, pe te... E posibil că nici eu nu mai știu până... Activat. Nu ți-amintești când ai cântat la Politehnică? Nu, mi-am cântat anul trecut. Despre ce vorbim? Pe dumneavoastră am încercat să vă văd dincolo de această emisiune. Și atunci am căutat cartea pe care ați scris-o, domnule Bendeac. Băiatule, oameni buni, vă rog. Și vă mărturisesc că după ce am citit aproape toată cartea, mi-am zis așa că un asemenea talent putea să răsară mai vizibil din carte în dauna unor expresii care n-aveau ce căuta acolo. Sigur, vă rog să mă luați așa cum sunt, sunt profesor și n-am Rumuna, cum vă mulțumesc. Să spun altceva. Pe elev Ion? Pe domnul Chelu, îl știam de la această emisiune, cred că am văzut una sau două emisiuni și cineva mi-a trimis două melodii care, le ascult. Care? N-are importanță care, pentru că șansa mea să se mai audă. Am să vă spun așa, mi-au plăcut mesajele, dar nu mi-au plăcut vorbele care sunt uneori prea vulgare. Ca urmare, cred că talentul dumneavoastră, prin mesajul pe care l-ați promovat, trece dincolo de aceste lucruri și cred că ziua de mâine poate fi mai favorabilă talentului pe care dumneavoastră toți trei îl aveți cu prisosință. Sigur, după ce v-am cunoscut, după ce am încercat să vă cunosc, am încercat să-mi argumentez mie ce caut eu aici. Sunt profesor într-un domeniu de care sunt convinsă că nu ați auzit. Predau cursuri de nanomateriale și de nanobiomateriale. Pasiunea mea de viață. Facem o bombă! Bombe facem cu aceste nanoparticule, dar sunt foarte interesante. Reprezintă o ramură a chimiei, iar chimia este ea în sine o disciplină fascinantă. Pentru că fiecare dintre noi este cea mai perfectă uzină chimică. N-am să încerc să vă conving și să vă vorbesc toată seara numai despre molecule și atomi, dar o să vă spun, de exemplu, că atunci când sunteți obosiți și mergeți la culcare, vinovată este o moleculă, se numește melatonină și ea este secretată de o glandă mică, mică de tot, căreia nu-i place lumina și care se află fix în mijlocul creierului nostru.
Atunci când treceți în starea de veghe, tot o moleculă este vinovată. Și ea se numește cortizol. Abia asta este cea mai perfectă moleculă. Organismul nostru știe să compenseze. Când secretă una din molecule, cealaltă stă în adormire. Și invers. Atunci când vă puneți ceasul deșteptător să sune, semnalul acela acustic dă un mesaj creierului care și el trimite prin măduva spinării un semnal la glandele suprarenale și ce să vedeți, și ele secretă o moleculă. Se numește adrenalină sau molecula de panică. Molecula ne trezește pentru că dacă nu, panica este cea care ne cuprinde. E sigur că despre molecule și atomi am putea să vorbim până mâine dimineață. Așa cum vă spuneam, știința aceasta este fascinantă, dar nu cred că de asta m-ați chemat aici. Și atunci am încercat să găsesc un suport pentru mine și poate m-a ajutat un citat al lui Nichita Stănescu, care este așa un fluviu de lucruri minunat spuse. Cel care m-a motivat a fost acesta. Câteodată viața este surprinzătoare, punându-te la încercare prin propriile tale alegeri. Până la urmă a fost alegerea mea să fiu aici pusă la încercare în fața dumneavoastră. Corect, frumos. Să știți că totuși nu suntem chiar... Eu, de exemplu, am citit polimerizarea stereospecifică a izoprenului, de două ori. O lucrare foarte frumoasă, dar avea alți autori decât cel care era trecut, cea care era trecută pe copertă. O să vă spun câteva întâmplări din școală. La facultatea de mecanică, studentul trebuia să răspundă pe bilet având trei subiecte. Două le știa, cel de-al treilea, subiect intitulat șurubul, nu-l citise. Profesorul își dă seama că nu știe al treilea subiect și spune: domnule, nu pot să te trec. Nu pot să te trec pentru că subiectul ăsta este important, iar profesorul care vine după mine la anul mă împușcă dacă te-am trecut și nu știi nimic despre șurub. La care studentul îi spune: domnule profesor, vă rog eu frumos să mă treceți, pentru că profesorul acela suferă de Parkinson și nu o să vă nimerească. La un alt examen, la o altă disciplină, profesorul avea obiceiul să scrie pe o listă, la sfârșitul examenului, numele celor care promovau examenul. Cei care nu se regăseau pe listă, evident, se duceau în toamnă la reexaminare. Iese un student și cum au obiceiul să se laude și să se dea foarte eroi în fața colegilor, studentul respectiv le spune colegilor: l-am luat, dar așa o barbă i-am pus. În timpul ăsta, profesorul deschisese ușa să iasă, l-aude evident, apare lista, studentul respectiv nu era pe listă. Disperat de gafa ce-o făcuse, nu s-a dus în vacanță, toată vara a învățat, toamna se duce spășit la examen, profesorul vede: ce, dumneata, cum te numești? Popescu. Păi, ai promovat examenul de astă vară, dar uite așa o barbă ți-am pus... Ana Aslan spunea, și sigur că apreciez emisiunea dumneavoastră pentru că și eu sunt convinsă că ea avea dreptate, ne-a dăruit-o Dumnezeu prin tot ce a făcut, spunea că cel mai bun medicament este o glumă. Și de aceea vă felicit pentru răbdarea cu care vă pregătiți aceste emisiuni și sigur regret că n-am putut să vin eu cu un aport pe măsura emisiunii dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Vreau să închei cu un citat care de asemenea mi-a plăcut foarte mult, pentru că el a fost scris de un om de o dimensiune absolut uriașă, care a câștigat războiul și a pierdut alegerile, Churchill, și care spunea așa: succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este ceea ce contează. Aici m-a
călăuziți și pe mine curajul să vin. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb un singur lucru, dacă îmi permiteți, un singur lucru, că n-am cum, e elefantul din cameră, ca să spun așa. În mod evident, ideea de pupitru nu vă este străină. În general, la congrese și așa mai departe, ați stat de multe ori la pupitru și ați avut în față public. Vreau să vă întreb, care este diferența, dacă ați simțit vreo diferență între aceste două chestii? Asta ar fi o întrebare și după aia o să am și o remarcă. Da, fără îndoială, la pupitru acesta trebuie să vă mărturisesc că emoția mea a avut cu tot o altă dimensiune. Pentru că m-ați pus într-o situație care e mai greu de compatibilizat cu ceea ce sunt eu. De-aia am încercat să găsesc. Contează că aveți în față și niște oameni cu adevărat reali. Da. Asta ajută. Asta ajută emoția. Da, și în Parlament ai în față când vorbești de la tribună oameni reali, dar care abia așteaptă să-ți vâneze greșelile. Eu cred că dumneavoastră n-ați făcut în seara aceasta, n-ați avut o asemenea abordare cu mine. Vă mulțumesc foarte mult. Să rămână, cu mare dragoste. Mulțumesc.